Anul 2023 a fost unul fructuos în viziunea primarului comunei Fundeni, Gheorghiță Cărtoșanu. Asta pentru că, spune el, a reușit să finalizeze mai multe proiecte benefice pentru locuitorii comunei pe care o conduce. Unul dintre aceste proiecte este cel de modernizare a școlii, în care învață peste 250 de copii. Proiectul nostru, care îl vedeți aici, a fost pe Ministerul Dezvoltării, a fost extindere și modernizare. Da. De la consolidare, modernizare, schimbare de acoperiș, absolut tot. Toate sălile de clasă au fost modernizate ca la carte. Am extins cu încă două săli de clasă și încă o sală de sport. În sala de sport din școală funcționează și secția de box a clubului sportiv Gloria Fundeni. Primarul se mândrește și spune că sportivii din localitate au obținut 10 de premii în ultimii ani. Copiii care practică un sport aici nu plătesc nimic. Există secție de box, care imaginile spun de la sine. Tot aici este altă secție, un număr de 20 ceva de copii care fac arte marțiale. Ce este important și de reținut este că copiii nu plătesc nimic. Este foarte important lucrul ăsta. Antrenorul de box este plătit de primărie, antrenorul de karate este plătit de primărie, antrenorii de la fotbal, juniori și seniori, sunt plătiți de primărie. De ce? Ca acel copil să aibă curajul să vină să facă sport. De asemenea, Gheorghiță Cărtoșanu mai spune că proiectul de modernizare a școlii a inclus și dotarea mai multor săli de clasă cu mobilier de ultimă generație. Proiectul PNR-ul nostru este dotarea a 9 săli de clasă cu mobilier nou. Sunt 3 laboratoare. Dotarea e un laborator de informatică, va fi un laborator de română, chimie, cred, și de biologie. Zic eu că este o investiție destul. Și cu aparatură pentru sport. Un alt proiect finalizat în 2023 este modernizarea grădiniței din Fundeni, a mai spus primarul Gheorghiță Cărtoșanu. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.